Bună dimineața! Liliacul, floarea cu parfum de primăvară, este original din nordul peninsulei Balcanice, iar în secolul al XV-lea a fost primul soi plantat. Există peste 800 de specii de liliac în nuanțe de alb, lila, roz, galben. În anul 1791 a fost atestată culoarea lila, iar din anul 1895 parfumul de liliac este utilizat în crearea produselor cosmetice, dar și a parfumurilor de brand. În epoca victoriană se considera a fi floarea frumuseții. Liliacul este un arbust ornamental, decorativ. Se înrodește cu măslinul și asomia. El înflorește din primăvară până în vară, dar și din vară până în toamnă, depinde din soiul specia din care face parte. Simbolizează reînnoire, dar și noile începuturi. Este ideal pentru a fi oferit persoanelor importante din viața noastră. În România există un festival al Liliacului care se ține în fiecare an, în luna mai, a Baia de Aramă. Ne îmbie prin parfum culoare, în parcuri, dar și propriile grădini. A înflorit liliacul.